Bună ziua, bună seara, dragii mei gemeni. Știu că merge greu treaba, dar asta e. Calculatorul, internetul merg încet, se downloadează videoclipurile greu. Și voi care sunteți atât de rapizi, aveți nevoie de informații, repede, repede, și am întârziat, îmi cer scuze. Sunt Arotela cu etalare pentru gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni pentru mai 2019. Am amestecat cărțile, evident, au sărit că atunci când ajungem la gemeni, lucrurile sunt un pic mai altfel, au alt ritm. Dar am văzut la un moment dat, marele preot, oarecum pe orizontal, ceva vreți să ieșiți un pic din norme, din cotidian, din convenții. Pentru unii dintre voi am văzut asul de monede invers și un șapte de monede. Așteptați sau ați investit în ceva? Și acum așteptați, alții astfel de monede venise cu cavalerul de băte, tot așa invers. Cred că deocamdată nu vreți să aveți de-a face cu cineva în semnul berbecului, aleului sau săgetătorului, dar a revenit astfel de băte, nu, astfel de monede, în celălalt set de cărți și până la urmă, într-un fel sau altul, dacă aveți senzația că pierdeți niște bani din partea cuiva, câștigați într-un fel, poate din altă parte. Ce am văzut în setul acesta de cărți la un moment dat, atârnând de trecut, clinging to the past. Și bănuiesc că totuși acel mare preot care tot nu era pe vertical, nu era în poziție normală, încerca să vă rupeți de unii dintre voi. Încercați, poate n-ați reușit, poate acum începe acest proces de detașare de trecut. Unii încă mai atârnați de niște povești din trecut. Și e posibil, dacă aveți planete în taur, să fiți mai fixiști în niște situații. Ok. Să nu vorbesc prea mult, să tăiem cărțile și să vedem ce avem pentru gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni, mai 2019. Bucurie! Asta e similar cu 3 de cupe. The outsider. Un soi de proscris, seamănă cu 5 de monede. Tăcere, asta seamănă cu luna. Și singurătate. Asemănător cu hermitul. Eremitul. Eremitul e corect. Ia uite. Să nu se lege? Vieți anterioare. Atârnați de un trecut. Trecutul ăsta poate să fie din viața asta, din copilărie, dar se pare, după cum spun cărțile, că e un trecut din alte vieți. Și sunteți chemați la o nouă viziune. La o nouă viziune. Vă așteaptă abundență, dar trebuie să treceți prin acest întuneric, să înțelegeți partea întunecoasă, ca să vă bucurați de lumină. Sunteți într-un proces de curățare energetică, unii dintre voi. Aveți sărbătoare. Deși, poate, pentru foarte puțin, cred că pentru mai mulți aveți o singurătate și o tăcere și o senzație de ca și când nu faceți parte din lumea asta, din povestea asta. Cred că unii dintre voi ați trecut printr-un trio emoțional, trio amoros sau cineva v-a trădat. Altfel nu-mi explic prezența acestei cărți în acest context. Cred că ați experimentat această senzație de trio când cel de lângă voi se duce cu altcineva, că e parteneriat în afaceri, că este în dragoste, în familie. Cinci de monede. Dar aici este un pic altfel reprezentat. După cum vedeți, acest copil se uită prin grilajul unei porți, are poartare lanțuri,
Și totuși, lacătul e deschis. Trebuie doar să tragă un pic mai tare lanțul să deschidă poarta. Poate vă simțiți izolat într-o relație, vă simțiți părăsit într-o situație. Probabil că această situație prin care treceți este o situație karmică. Aveți niște datorii dintr-o altă viață. Dar în momentul în care o înțelegeți și o înțelegeți în tăcere și în singurătate, așa vă înțelegeți stările. Aveți și vieți anterioare. Sar un pic peste astea două și aveți și acest întuneric. Da. Treceți unii dintre voi Saturn în Săgetător probabil v-a declanșat acest proces, probabil că încă durează. Saturn în Capricorn pentru unii ar fi în casa 8-a. Casa 8-a e foarte intensă, e transformatoare. Treceți printr-un proces de curățare karmică, energetică. Trebuie să vă înțelegeți visele, stările, emoțiile. Voi care sunteți un semn mental. Așa se zice acum, eu știu pe unde aveți voi planetele, nu e obligatoriu să fiți toți mentali. Avem tăcerea, aceasta este luna și avem singurătatea, eremitul. Numai în tăcere și în singurătate puteți să primiți viziunile de care aveți nevoie. Luna și întunericul. Întunericul. Cum poți înțelege lumina dacă nu înțelegând întunericul? Abia în întuneric absolut sau în fine, aproape, putem înțelege importanța luminii. Altfel, probabil că n-am înțelege eu. Ne-am bucurat de ea, dar nu i-am înțelege adevărata funcție. Treceți, aveți breakthrough, treceți printr-o transformare. Și totuși, în momentul în care vă găsiți răspunsurile, voi trebuie să le găsiți, nu trebuie să vi le dau eu. Aici cărțile arată că trebuie să le găsiți. Le căutați. Puneți întrebări, așteptați, faceți meditație, închideți ochii, vă curățați chakrele și vedeți ce simțiți, ce primiți. După aceea, după această pauză, după această tăcere, intrați în existență, începeți o nouă etapă. V-ați înțeles vechile karme, v-ați înțeles, poate unii ați vizualiza sau veți vizualiza din viețile anterioare sau veți simți, nu e obligatoriu să vizualizezi, veți auzi și atunci veți avea o nouă viziune asupra lucrurilor, asupra situațiilor și veți începe să experimentați abundența, pentru că în momentul în care înțelegem de ce trecem prin anumite situații, nu ne mai concentrăm pe durere, nu ne mai concentrăm pe blocaje, pe trădări, pe senzația de singurătate. Înțelegem că singurătatea este necesară și tăcerea este necesară. Și apoi, când înțelegem toate aspectele, sau în fine, cât mai multe aspecte ale unei situații, adesea neplăcute, înțelegem că, de fapt, acea neplăcere, acea problemă, acea durere ne-a dus mai aproape de lumină, ne-a dus mai aproape de o nouă dimensiune. O nouă dimensiune. Vă ridicați. O să vă ridicați din această stare, da? Vedeți, aici omul este aproape dobor la pământ. Aici este colorat și plin de optimism. Cam asta ar fi un mesaj, o poveste pentru unii dintre voi. Vă doresc putere și credință. Dacă sunteți în timpul acestui proces, dacă sunteți la început, la fel, credință, credință mare, că Dumnezeu este în preajma voastră. Cum tai cărțile pentru o cruce celtică? Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Mai 2019.
central ce avem, astfel de băte, bine. Probabil că unii ați trecut de acea etapă și începe să înțelegeți, dar haideți să vedem cum se așează cărțile. Asul de bâte, semn de foc, leu, berbec, săgetător, este un nou început, da? O nouă viziune, că tocmai v-am arătat-o. Este un dar divin, vine din cer, da? Nu reprezintă o persoană, poate să fie o persoană, evident, dar persoana este adusă cu un scop. Este un dar divin. Într-un fel sau altul. Haideți să vedem cum se așează în continuare. Iar trei de cupe. Ce vă blochează? Probabil acel trio. Poate cu un semn de apă, mai mult sau mai puțin, dar nu este obligatoriu. În trecut îndepărtat. Da? V-ați vindecat. Vă vindecați? Poate în continuare unii dintre voi vă... E similar cu eremitul. Varianta 3 de a eremitului, care e arcană majoră. V-ați vindecat, v-ați pus întrebări de ce ați trecut prin aceste trei de spade, trei de cupe și, eu știu, vedem dacă ați găsit sabia dreptății. Vedem. Poate fi și o boală, evident. Da, avem și singurătate și tăcere, în fine. Dar nu e obligatoriu ca toți gemenii, toți cu planete în gemeni să fi fost bolnavi. E posibil. Pentru unii. Trecutul apropiat, șapte de spade, semn de aer, Gemeni, balanță, vărsător. Poate un alt semn de aer, poate sunteți dumneavoastră. Până acum, evident că nu pot să spun că toți gemenii au mințit, ar fi chiar culmea culmilor. Poate unii mai spun una alta și nu doar gemenii, toți mai ascundem cât un aspect din viața noastră, dar nu e obligatoriu. Asta pentru că șapte de spade în general reprezintă minciunele, dar și strategie, dar și autosabotaj. V-ați sabotat. Probabil că ați avut niște iluzii într-o relație și din acest motiv ați atras acest trei de cupe și trei de spade. Un trio a fost clar pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Ce frumos! Asul de cupe! Asul de cupe. Asta aveți nevoie de vindecare. Poate să fie o nouă dragoste, dar nu este obligatoriu. Poate să fie semn de apă și atunci veți, vă veți bucura de vindecare, de depășirea acestei stări mentale în care poate ați fost în ultima vreme. V-ați mințit pe voi înși vă că nu puteți să iubiți, că nu puteți să o luați de la început. Veți doi de ași și în poziții faine. V-ați făcut griji probabil în trecut, ați zis că nu o să mai experimentați o nouă dragoste, o nouă pasiune, dar e în aer, plutește în aer. Asul de cupe este la fel, un dar divin. Poate să fie o stare emoțională foarte faină, în care vă bucurați cu prietenii. Nu e obligatoriu să fie o nouă persoană. Este posibil să fie și o nouă persoană. Dar este o nouă stare de bine. Mai ales dacă ați fost bolnav, dacă ați stat în singurătate. O stare de bine. De parcă chiar sunteți copleșiți de emoții, parcă totul curge, curge. Și aici nu ați fost voi siguri, aici v-ați autosabotat într-un fel sau altul. Sau poate? Asta e doar o imagine a trecutului, acesta este prezentul, este mai, ceea ce vă va guverna pe parcursul acestei luni. Poate să fie o dragoste foarte profundă, o dragoste aproape divină, dar... Repet, am mai spus-o de multe ori, asul de cupe poate să fie o dragoste față de voi. Poate unii dintre voi, dacă care ați experimentat un trio, o trădare în trecut, într-un cuplu, ați înțeles că lucrurile acestea se întâmplă în momentul în care noi nu ne respectăm pe noi înșine. Noi nu ne iubim pe noi înșine. Atunci unii încep să înșele sau să se lase înșelați. Și probabil că acum, în mai, începe să experimentați această încredere în voi înșivă, încredere în emoțiile voastre, în puterea voastră de dăruire, puterea voastră de a iubi, capacitatea voastră de a iubi. Viitorul apropiat, puterea. Avem un as de băte, poate unii dintre voi aveți de a face cu un leu sau cu un semn de foc, dar avem de asemenea și semn de apă. Eu știu, sunteți și voi aici,
Iar trei elemente: aer, foc și apă. Trebuie să vă adunați puterile și trebuie să vă ridicați. Trecând peste faptul că ar putea fi o persoană această putere, da? Leu fecioară sau pur și simplu o persoană care trebuie tratată cu mare atenție, trebuie înțeleasă că sunteți voi care trebuie să aveți grijă cum tratați această persoană ca să nu urle, să nu vă muște, să faceți prietenie cu bestia, sau altcineva trebuie să vă trateze cu menajamente, să vă ofere compasiune, să vă tempereze un pic pasiunea. Oricum, puterea e un semn bun. Pentru cei care ați fost bolnavi, dacă a fost cineva bolnav, aveți semne că vă e din ce în ce mai bine. Sfat, cavalerul de băte. Repet, că nu știam cum se vor așeza cărțile, e posibil pentru unii dintre voi să în viața voastră să intre o persoană, semn de foc, mai mult sau mai puțin, în fine, o persoană pasională. Să intre brusc, într-un mod neașteptat. După cavalerul de spade, acesta este cel mai rapid. Ele, primul spadele, vă caracterizează, acesta ar fi următorul. Aventurier, doritor de, iubitor de călătorii. Poate sunteți invitați să călătoriți sau pur și simplu pasiunea acestui om vă scoate din starea în care ați fost în trecut, dacă sunteți voi aici, da? Dacă nu este o persoană, am spus că nu-mi place să mă fixez de fiecare dată pe ideea de persoană, pur și simplu sunteți sfătuiți să vă recăpătați pasiunea pentru viață, pentru aventură. Aveți puterea alături, aveți asul de cupe, aveți multe elemente care vă ajută să vă refaceți starea. Exterior, influență exterioară, 9 de monede, poate să fie semnul fecioarei, poate să fie și taur, că avem zodia taurului în care acum ne desfășurăm, da? Sau capricorn, o persoană independentă, frumoasă, care ar putea să iubească poate prea mult independența, dar, dintr-un punct de vedere, v-ar putea inspira pe dumneavoastră. Are multe reușite la activ și se pare că vă influențează. Poate vă dă o senzație de stabilitate în acest tumult emoțional și pasional care se pare că apare după o perioadă de probleme, da? După o perioadă de probleme. De ce vă este frică? Cavalerul de spade. Poate de un alt semn de aer. Dacă avem aici minciunele sau eu știu ce semn de aer, nu neapărat să fie semn de aer, dar care are planete sau se manifestă ca atare, da? Vorbește mult și face puține. Poate vă este teamă să mai manifestați această energie, vreți să o lăsați în trecut, că doar aveți atâtea cărți frumoase. Poate e una din persoanele din acest trio, voi știți mai bine, că doar apare în poziția fricilor, vă este teamă că ar putea să vină, de obicei, în acest context, da, de minciunele și de probleme, ar putea să fie o persoană geloasă, da? Să vadă că vă merge bine, începe să vă ridicați, vă simțiți bine și vine și vă tulbură un pic binele cu niște aere de gelozie. E posibil și așa. În general, există și aspecte bune acestui cavaler de spade. Poate să vină cu vești, dar este în poziția fricii, repet. Ce vă doriți? Of, ce frumos! Of, ce frumos! E normal și eu mi-aș dori același lucru. Și o să aveți, după cum vedeți, asul de cupe e aici. Vă domină întreaga lună și poate și după luna mai. Doi de cupe. Este sufletul vostru perechi. E un camarad de suflet. Dacă nu-i camarad, e un contract la locul de muncă, pentru că avem 9 de monede, da, ca influență exterioară. Poate să fie un contract, o prietenie foarte profundă cu care o persoană cu care comunicați, avem aici șarpele, Mercur, comunicați și sufletește și mental și telepatic și în toate felurile și vă oferă această cupă, compasiunea de care am vorbit, vă oferă compasiune, prietenie și
Poate și pasiune, nu doar compasiune. Poate și pasiune. Doamne ajută! Finalul, valetul de băte. Un început. Aveți iar început. Aveți două cărți, de fapt trei cu asul de cupe. Trei cărți care atestă că începeți o etapă. O etapă benefică, de bun augur. Dacă nu e în dragoste, e în altă direcție. Poate să fie un copil, în semn de foc, mai mult sau mai puțin, dar, printre multe altele, înseamnă și un mesaj, mesaje pasionale, este o persoană inovativă, creativă, iar, similară cu cavalerul. De fapt, este prima fază, după el urmează cavalerul, regina și regele. Probabil că unii dintre voi aveți de-a face, aveți în suflet un semn de foc sau o persoană pasională care vă face și să deveniți și emoționali, voi știți mai bine. E posibil, aici sunteți dumneavoastră, magicianul, semnul gemenilor. Poate să fie și o fecioară, că doar avem 9 de monede pentru unii dintre voi. Și sau să fie berbec, pentru că avem băte. Ideea este că începeți să manifestați o nouă relație, un nou stadiu în relația voastră. Sau, dacă nu este relație, repet că nu mă pot adresa tuturor, poate să fie la locul de muncă, pur și simplu un nou stadiu în viața voastră. Sunteți încrezător, aveți toate instrumentele necesare, aveți bani, adevăr, înțelepciune, ați căpătat-o cât timp ați meditat, aveți emoții, aveți pasiune și aveți și credință, aveți eter. Aici, în spate, ce lăsați în spate? 5 de spade, 3 de cupe, poate niște discuții, argumente la locul de muncă, regina de spade, puteți fi voi, poate fi un alt semn de aer, că tot apare în poziția fricii, așa, sau cineva mai rece, mai distant. După cum vedeți, aveți și 10 monede, e posibil ca problema să fie în familie, dacă nu e la locul de muncă. Să clarific ceva? Nu simt nevoia să clarific, deși am amestecat aceste cărți aici. Hai să vedem 7 de spade. Ce ar putea să fie? Clarificăm, te rog frumos, 7. Ah, luna. Uite deja. Luna, niște secrete. Deci deja se atestă faptul că au fost minciuni, secrete, chestii în familie, cred, sau la locul de muncă, căsătorie, 10 de monede, da? A trebuit să decideți ceva. Haideți să luăm un sfat de la Înger pentru gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Luna poate să fie semnul peștilor, al racului, că tot avem 3 de cupe, al scorpionului, mai mult sau mai puțin, o persoană mai secretoasă. Dar nu e obligatoriu să fie semn de apă. Nu toate semnele de apă sunt așa. Pur și simplu, se manifestă. Un sfat pentru gemeni, soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Asta vreau să iasă. Dragostea îndură. Asta am simțit că a vrut să iasă. Și ce avem aici? Dragostea îndură a avut și Taurul la un moment dat, dacă nu greșesc. Și am pus pe Facebook ce m-a inspirat când am văzut această carte. M-a inspirat un citat din Biblie, 1 Corinteni cu 13. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dacă ați trecut printr-un trio, probabil că vă refaceți după această situație. Oricum, vă refaceți. Și începe să manifestați un nou stadiu în viața voastră, înțelegeți dragostea, ați trecut prin tăcere, prin întuneric, prin singurătate unii dintre voi și înțelegeți de fapt puterea dragostei și învățați că dragostea nu renunță atât de ușor, dragostea are credință, este plină de speranță și stă în picioare în orice situație. Apreciați fiecare moment, apreciați acest moment și iertarea. Doamne ajută, sper să vă fie de ajutor pentru unii dintre voi. Fiecare situație este o oportunitate de creștere și de a găsi dragostea și iertarea, evident. Iertarea este de fapt pentru noi, nu pentru ceilalți. Nimic nu câștigi ținând, cum a fost prima carte, atârnând de trecut și de dezamăgirile din trecut. Apreciem acest moment, iertăm și manifestăm o dragoste puternică. 33, 43, 29.
11. Poate unii aveți de a face cu flacăra geamănă. În fine, dar trecând peste asta, aveți un mesaj superb. Sper să vă bucure și să vă ajute. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. La revedere!